Tot de unii profesori. Deci asta e tot ce pot să vă spun de la bun început. Au un minimalism ciudat. Nu știu de ce mi-a venit la un moment dat și putem discuta cu toți despre lucrurile astea. Mi-a venit cumva să le compar, nu pe toate, cele 13, dar pe câteva dintre ele, cu parte din filmele noului val, ca tip de tensiune pe care ți-o strânesc acolo la vizionare, aici la lectură. Asta nu înseamnă că, mă rog, ai stat copii pe ecrane și ai făcut proză, dar pentru autorii respectivi, dacă vor merge, pentru regizorii respectivi, dacă vor merge în același stil, oricare din prozele astea să știți că poate servi drept suport ca scenariu. Dacă una dintre ele este chiar un scenariu, un scenariu de film, de la pescuit sportiv, Anu Sitaru, la, asta ziceți, Marți după Crăciun, Anu Muntean, Radu Muntean, da? E ceva care le leagă, e un aer comun, de fapt. Sunt niște, îmi spunea Rare, sunt niște portrete, sunt niște oameni, sunt niște decupaje într-o realitate din imediata noastră vecinătate. Biografii și ele, minimaliste, aparent nespectaculoase. Niște oameni care trăiesc în ritmul lor, după ritmul lor, unii chiar cu o megalicitate pe care o să o și pună în valoare două proze, dintre ele. Și deodată, nici n-aveți, nici nu vă puteți imagina cum, se insinuează ceva în aceste vieți. Se insinuează ceva ca un ic, ca o breșă, ca o fantă care e de fapt un hău. Și le modifică, totul. Unele sunt poate previzibile. Altele rămân într-o suspensie extrem de ciudată. Extrem de ciudată. E de pildă. Putem face un bilanț, sigur, faptul că vă spun ce se întâmplă în cutare, nu vă dă cheia de lectură și nu vă risipește interesul. E, de exemplu, o proză superbă. Poate ar fi bine să și citești una. Care ți-o ție mai dragă? Da. Yes. O cafelea, o cofetărie, sau ce Dumnezeu. De ca aici. Un bărbat tânăr cu fetița, cu nume ciudat, Popa, ușor ciudățică și ea. O prietenă a fratelui tânărului respectiv și ea cu un băiețel, un mic. Și cel care povestește și asistă fratele cu fetiță și prietena cu ce el s-ar putea împiripa o relație cu băiețel. O scenă de o banalitate, de o, cum să vă spun, de o aparentă inconsistență. Și ce e cu asta? Ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic. Aparent nu se întâmplă nimic. Pe câteva pagini. Și la sfârșit îți dai seama că acolo e un roman. În tot ce a condensat. Are o forță extraordinară de sugestie, nu de numire. Câteva numesc. Dur și brutal. Niște suporteri ies de la un meci CFR Cluj cu Universitatea. Nu vă spun ce se întâmplă, dar acolo nu se mai tranșează lucrurile. E un final brutal pentru cuprinde. Un tânăr iese, na, ca pe vremuri, inițierea în vânătoare, cu tata, el cu arcul, tata cu plinta, pușca. S-o moară un ispreț. El dă cu arcul, îi merește în coapsă, în cer. Bun. Aici am banat în cer. În cer. Nu, în cer. Și turbat, isprețul se repede la el. Riscă să fie scârșianul și tata le execută pe mistreț cu super plin, o să ziceți și ce? Stați așa și se întoarcă acasă. Și ce? Și cinează. Calm. Și ce se întâmplă? Să vedeți ce se întâmplă.
Acolo sunt explicate finalul. Deci e ceva ca un detonator pe care el îl pune la cal.